Astăzi, 23 mai 2012, expediția Drumuri Africane 2012, am ajuns în Botswana, suntem aici de două zile și acum ne îndreptăm de la Maun, unde am stat două zile în Delta, ne îndreptăm înspre Nati, un loc destul de popular, unde este tot pe marginea unui râu, să vedem flamingos și pelicani. Și acum ne-am oprit deoarece am văzut ceva interesant. Sunt pe un mușuroi de termite. Este 3 metri înălțime, cu o bază de un diametru de vreo 6-7 metri. Sunt foarte dese. Acesta poate este mușuroiul numărul 3.575.000 care l-am văzut până acum. Și este un lucru foarte interesant. Termitele sunt foarte populare în Africa, sunt vegetariene, au canale care se întind pe suprafețe de sute și sute de metri sub pământ, nu le place soarele, cum dă soarele pe ele mor, sunt foarte sensibile la soare. Acesta este pe marginea autostrăzii, de aceea poate auziți mașinile cum trec și acum ne îndepărtăm. Sunt Martin Aringhe și transmit din vârful unei mobile de termite din Botswana pentru Capital TV din Petroșani. Ne vedem în curând și vom filma lucruri interesante pentru ascultătorii și suporterii noștri din Europa și Africa de Sud. Pa!